Bună ziua, mă numesc profesor Costel Chiteș și predau la Colegiul Național de Informatică din București, Tudor Vianu. Și dragi copii, pentru că mă adresez în primul rând elevilor de clasa 8-a pentru evaluarea națională, astăzi am pregătit o lecție de geometrie cu titlul, așa cum și vedeți, Corpuri geometrice și mă gândesc în primul rând la poliedrele regulate. Și pentru început, vă reamintesc faptul că, ca discipol al lui Socrate, Aristocles, care era supranumit și Platon, de care cred că ați auzit, adică largul enciclopedicul, pentru că era un om extrem de dotat cu cunoștințe și foarte inteligent, a fondat la Atena, în anul 387 înainte de Hristos, o școală care, de fapt, era o academie, în sensul de astăzi. Și în jurul dânsului a adunat, s-a înconjurat de oameni de mare calitate, de mari matematicieni ai vremii și filozofi, printre care, evident, și Euclid. Pe frontispiciul școlii lui Platon, adică Academiei sale, apărea motoul care spune așa: aici pot să intre numai cei ce știu geometrie, pentru că Platon considera că primul pas pentru cunoaștere este de a învăța matematica. Deci prin geometrie înțelegea matematică. Și ceea ce ați studiat dumneavoastră în clasa a 7-a, e vorba de poligoanele regulate, ați descoperit că cu ajutorul riglei și compasului, așa cum făceau vechii greci, ei considerau figurile geometrice numai cele construite cu rigla și compasul, e vorba de rigla negradată, pentru că erau figurile numite perfecte. Prin analogie cu triunghiul în plan, să zicem triunghiul echilateral, au studiat tetraedul regulat. Analogul cercului este sfera și în Academia lui Platon, matematicianul Teetet a reușit să demonstreze un lucru foarte interesant la vremea respectivă și cred că e captivant și pentru noi, și anume faptul că în spațiu nu există decât 5 poliedre regulate. Deci dacă în plan aveam o infinitate de poligoane regulate, ne-am fi așteptat ca trecând de la dimensiunea 2 la dimensiune 3 ca numărul de poliedre să fie tot o infinitate, să fie infinită ca mulțime, și că încolo au rămas doar 5. Și acestea se mai numesc și solidele lui Platon. Platon a făcut să corespundă tetraedrului regulat, pe care îl aveți aici reprezentat, să-i corespundă focul, pentru că seamănă cu o lumânare, cubul, pentru că are stabilitate foarte mare, a asociat pământul, deci tera, octaedul regulat l-a considerat, îl vedeți aici cu roșu, care este aerul, deci practic el e construit ca și cum am avea un pătrat și o piramidă cu vârful într-un semispațiu și cu celălalt prin simetrie, astfel încât toate fețele laterale sunt congruente, sunt triunghiuri echilaterale și care fac unghiuri congruente fețele două câte două, pe care l-a asociat cu aerul. Dodecaedru, care îl vedeți aici și care se mai numea și chintezența, deci fețele sale sunt pentagoane regulate și numărul de fețe este 12, și icosaedru, care vedeți că seamănă cu un diamant, în care fețele sunt în număr de 20 și care a asociat apa. Deci cele patru elemente fundamentale și dodecaedru regulat, care este chintezența. Și atunci mi-am propus cu dumneavoastră împreună și cu Florian în particular să facem astăzi o lecție prin care să arătăm că în afară de cele două poliede regulate pe care dumneavoastră ca elev le studiați, e vorba de tetraedul regulat și de cub, că sunt încă trei poliede regulate și este un calcul care ține puțin de o mică introducere în topologie. Este interesant faptul că înaintea lui Platon și a școlii sale s-au descoperit niște bile sub cele cinci forme de poliede regulate cu 1000 de ani înainte de perioada lui Platon. În 1639, marele matematician și filozof René Descartes a observat că pentru un poliedru regulat, ce este un poliedru regulat? Un poliedru este un corp geometric în spațiu în care toate fețele laterale sunt poligoane regulate, congruente între ele, din fiecare vârf pleacă același număr de muchi și unghiurile făcute între oricare două fețe ale sale care se intersectează după o muchie sunt congruente.
Exact cum e la cub sau la tetraedru regulat. Și atunci ceea ce spuneam despre Descartes, că el a descoperit că numărul de vârfuri pentru un astfel de poliedru minus M plus F egal cu 2. V e numărul de vârfuri, M mare este numărul de muchii și F mare este numărul de fețe ale poliedrului. În 1750, matematicianul elvețian Leonhard Euler a demonstrat această formulă și a și publicat-o. Așa. Să se deducă existența celor 5 poliedre regulate. Și atunci, pentru demonstrație, Floriane, am notat cu n mic numărul de laturi de pe fiecare față, cu r mic numărul de muchii ce pleacă din fiecare vârf al poliedrului. Și atunci avem următoarea egalitate. N or F egal cu 2M. De ce? Pentru că înmulțind numărul de fețe cu numărul de laturi de pe fiecare față, vom obține dublu numărului de muchii. Pentru că la intersecția două fețe consecutive, să spunem, este o muchie. Și atunci aceea muchie apare și într-una și în cealaltă. De asemenea, R mic or V egal cu 2M, pentru că dacă luăm numărul de vârfuri care pleacă dintr-un vârf și mulțim cu numărul lor, vom obține de două ori numărul de muchii. De ce? Pentru că o muchie nu poate fi privită odată AB și B, adică iau de două ori vârfurile și atunci muchia este luată de două ori considerat. Și atunci din fiecare relație îl scoatem, de exemplu, pe F și respectiv pe V din relația de mai sus și înlocuind în relația lui Euler vom avea. Deci V-ul este 2M supra R minus M plus numărul de fețe care este 2M supra n mic egal cu 2. Și dacă împărțim această relație prin 2M, ce obținem? 1 supra R plus 1 supra N este egal cu, trecându-l pe minus M în dreapta și împărțim prin 2M, găsim 1 pe 2 și plus 2 supra 2M, care înseamnă 1 supra M. E, această relație trebuie să o păstrăm și cu ea vom lucra în continuare. Ce se observă? În primul rând că N e mai mare sau egal cu 3, pentru că fiecare față are cel puțin 3 muchii, că e cel puțin triunghi, iar R este cel puțin 3, pentru că din fiecare vârf pleacă cel puțin 3 muchii. Și atunci, dacă avem și această condiție suplimentară, sesizăm că cazul N mai mare sau egal cu 4 și R mai mare sau egal cu 4 nu poate să aibă loc. Ajută-mă puțin, Floriane, care era relația precedentă? Mai dictează-mi o dată. 1 pe R plus 1 pe N. Da, da. Este 1 pe 2, parcă, plus 1 pe M. Așa era, da? Și acum să explicăm copiilor de ce nu se poate să fie simultan mai mare ca 4. Deci dacă N e mai mare ca 4, înseamnă că 1 pe N e mai mic ca 1 pe 4. Pentru că R e mai mare ca 4, înseamnă că 1 pe R e mai mic ca 1 pe 4. De unde rezultă? Și dacă le adunăm, se mai miște cât 1 pe 2 împreună. Exact. Deci 1 pe N plus 1 pe R e mai mic ca 1 pe 2 și care este mai mic strict decât 1 pe 2 plus 1 pe M. Și dăm peste contradicție, pentru că trebuiau să fie egale acestea două. Da. Și atunci se diminuează foarte mult discuția noastră. Și atunci luăm întâi cazul N egal cu 3 și R egal cu 3. Înseamnă că M-ul îl determinăm din această relație, deci avem 1 pe 3 plus 1 pe 3, nu? Minus 1 pe 2 egal cu 1 pe M. Mă sprijin, te rog, da? Deci 2 pe 3 minus 1 pe 2 e 1 pe M. Aducând la același numitor, 4 minus 3, 1 pe 6 egal cu 1 pe M. Deci înseamnă că M egal cu 6. Și dacă M-ul e 6, înseamnă că F-ul din relația precedentă, ții minte, că era 2M, supra cât? Da. Supra N. N sau supra R? Supra N, parcă, nu? Supra deci N. Deci este egal cu 12 supra 3, care face 4. Da. Deci numărul de fețe este 4. Și atunci apare exact tetraedru regulat. Mergem mai departe. Pentru cazul N egal cu 3 și R egal cu 4, calculăm 1 pe 3 plus 1 pe 4 minus 1 pe 2 este egal cu 1 pe M. Ești de acord? Da. Numitorul comun aici este 12, nu? Da. Deci aici amplificăm 4. Cu 4, aici cu 3 și aici cu 6, egal deci cu 1 7. Pe M. Deci rămâne 1 la numărător, prin identificare M egal cu 12.
ce am scris și noi aici. Și atunci F, numărul de fețe, cine ai spus că este? E 2 este m supra n. 24, 2 m. 24 supra 3. Și care face 8. Și este exact octaedul regulat de care vorbeam la începutul orei. Bun. Mai departe. Pentru cazul n egal cu 3 și r egal cu 5, relația devine, Florian, ajută-mă, 1 pe 3 plus 1 pe 5 minus 1 pe 2 este egal cu 1 pe m. Numitorul comun aici e 30. E 30. Deci aici amplificăm cu 10, 6 și din coace cu 15. 15. Și egal cu 1 pe m. De unde rezultă că 30. M este 30, atunci numărul de fețe păi este 60 2m, pe 60 3, supra 20. 3, egal cu 20. Deci înseamnă că vom avea 20 de fețe, care este icosaedru. Numărul de vârfuri, cât este aici, Floriane? Este 2m supra r, care este 5. Și rămâne cât? 12. 12. Deci iată că icosaedru, care seamănă foarte bine cu un diamant, are fix 20 de fețe care sunt triunghiuri echilaterale și 12 vârfuri. Vom avea nevoie de această discuție puțin mai târziu. Cazul n egal cu 4, r egal cu 3. Iarăși trebuie să facem un mic calcul. 1 pe 4 plus 1 pe 3 minus 1 pe 2 egal cu 1 pe m. Numitorul comun este din nou 12. L-am mai făcut mai devreme, nu? Da, 3 da. Plus 4 minus 6 egal cu 1 pe m. Deci, într-adevăr, m este 12. Și atunci F-ul va fi cât? 24 supra 4, 4 6, care face 6. 5, și atunci ne iese care 6 fețe, deci este cubul sau hexaedru. Da. Și în fine, pentru n egal cu 5 și r egal cu 3, avem relația 1 pe 5 plus 1 pe 3 minus 1 pe 2 egal cu 1 pe m. Și aducând același numitor, iarăși e 30. Și atunci avem 6 plus 10 minus 15 egal cu 1 pe m, deci m-ul este 30. Și dacă m-ul este 30, înseamnă că f-ul este 60 supra 5, care este 12, deci are 12 fețe, este dodecaedru. Și pentru că n-ul este 5, ăsta este numărul de laturi al unei fețe. Deci e clar că este un pentagon regulat, nu? Ceea ce se și vede în figură. Da. Bun. Și acum, după ce am descris cele 5 poliedre regulate, repet, care au fost descoperite la Academia lui Platon, haideți să facem un lucru interesant. Cum este construită mingea de fotbal dintr-un icosaedru regulat? Stau și mă gândesc, m-am gândit și eu la problema aceasta, cum a fost construită mingea de fotbal și cât de inteligent a fost cel care a construit-o? Că se pare că a fost, cred că, un englez, pentru că fotbalul, nu? A fost prima dată introdus în Anglia, după câte știu eu. Și atunci ce s-a gândit? Să ia un poliedru regulat cu numărul maxim de fețe, care este cine? Icosaedru. Și atunci să ne imaginăm că avem un icosaedru regulat construit din plastelină. Deci întâi facem modelul din plastelină și după aceea construim mingea efectiv, da, Floriane? Da. Și după care cu un cuțit fin să tăiem cele 12 vârfuri ale sale astfel încât fiecare față să devină hexagon. Figura care apare pe o față este un triunghi echilateral. În momentul când tai, e clar că o să tai la o treime, nu, Floriane? Deci dacă latura, să zicem că este L, aici este L pe 3, L pe 3 și va fi tot L pe 3. De acord, da? Da. Deci prin tăiere, uite că avem și avantajul că creionul cu care scriu este alb, va rămâne ce? Un hexagon regulat. Câte fețe are icosaedru, Floriane? Uite-te pe 20. 20. Deci înseamnă că vom avea 20 de hexagoane albe. Să ne notăm, Floriane. Deci avem 20 de hexagoane albe și fiecare vârf pe care îl tăiem, din fiecare vârf mai ții minte cât era R-ul?
Nu cumva R egal cu 5? Ba da, asta e. Deci din fiecare vârf pleacă câte 5 muchii. Și în momentul când tai, înseamnă că voi tăia după un pentagon. Și cele pe care le tai sunt în număr de cât? De 12, pentru că sunt 12 vârfuri. Și atunci voi obține 12 pentagoane negre. Negre. Și atunci mingea de fotbal, după acest model pe care noi l-am construit din plastelină, a putut fi ușor construită, pentru că s-au cusut, nu? Efectiv, 20 de hexagoane regulate și 12 pentagoane negre. Și așa a luat naștere mingea de fotbal. Bineînțeles că pe vremea când eram eu mititel sau înaintea mea, erau cu se cosea și era mult mai grea și se dădeau golurile mai greu și vă dați seama că și pentru portare era mai greu, dar și viteza de deplasare a mingii pe teren era mult mai mică. Și acum de ceva vreme, de când s-au modernizat, mingea de fotbal a devenit mult mai ușoară. E mult mai ușor pentru jucător să dea cu capul, pentru că nu mai există pericolul de accidentare foarte gravă. Și pe de altă parte, viteza de deplasare a mingii este foarte mare, de aceea portarii nu prea mai au ce face la diferite șuturi senzaționale care au o viteză foarte mare de chiar peste 100 de km pe oră. Deci iată că dintr-un icosaedru regulat ne dăm seama cum a luat mingea de fotbal naștere. Deci e nevoie de știință ca să putem să o aplicăm în tehnică. Primul exercițiu pe care l-am propus este să se determine cosinusul unghiului format de două fețe ale unui tetraedru regulat. Hai să facem figura, Floriane, fă-o și tu, te rog. Am făcut-o. Păi, elevii noștri sunt foarte deștepți, nu? Și foarte rapizi. Noi suntem un pic mai lenți. Deci avem aici A, B, C și D. Aici am dus înălțimea O. Să zicem că muchia este A, nu, Floriane? Da. Și atunci toate fețele sunt congruente, triunghiuri echilaterale, nu? Da. Ce idee vei avea? Să ducem înălțimea din A. Da. Și înălțimea din D. Aici este mijlocul, să zicem că este M. Și atunci unghiul diedru este exact unghiul DMO, pentru că BC este muchia comună și în cele două plane am luat două drepte perpendiculare în același punct. Deci este vorba de cosinusul acestui unghi. Acest unghi de 90. Și problema cred că e destul de ușor de rezolvat. Cât este OM din întreaga înălțime? OM din întreaga înălțime? Din păi este egal 1 pe 3, cu 1 pe 2. Nu, 1 pe 3. Nu, e 1 pe 3 pentru că O-ul coincide cu G, cu centrul de greutate, nu? Deci OM este egal cu 1 pe 3 din AM, iar AM este congruent cu DM. Deci e 1 pe 3 din DM, nu? Și atunci înseamnă că cosinus de alfa, dacă notăm cu alfa acest unghi, este cateta alăturată supra ipotenuză. Nu? Și deci face cât? 1 pe 3. Nu știm valoarea cât este efectivă la nivelul gimnaziului, dar abia după clasa a 10-a, chiar clasa a 11-a sau în anul întâi de facultate, se poate aproxima unghiul destul de bine, dezvoltând funcția arcos. Bun. Să se determine raportul dintre o diagonală și latura unei fețe situate într-un dodecaedru regulat, pe o față laterală ce avem? Avem un pentagon regulat. Și atunci se pune întrebarea cât este raportul dintre diagonală și latură. Și făcând calculul, și vă invit să-l faceți, veți vedea că iese fi, numărul de aur, adică 1 plus radical din 5 supra 2. Și exercițiul numărul 3, deci pe acesta vă invit să-l faceți acasă. Dacă un zar este aruncat odată, care este probabilitatea de a apare fața cu numărul 5? Ce părere ai, Florian? O să avem un zar, e un cub, nu? Are forma unui cub. Da, și are 6 fete, deci 1 pe 6. Deci e numărul de cazuri favorabile pe numărul de cazuri posibile. Da. Deci e 1 pe 6. Și punctul B mic, aceeași întrebare, o punem dacă un zar ar avea 5 fețe. Păi nu prea are cum să aibă 5 fețe. De ce? Nu? De ce? Nu are. Poftim? Nu cumva am demonstrat mai devreme că există doar 5 poliedre regulate? Da.
N-are Și cum atunci, să pentru aibă. că există doar 5 poliede regulate, numărul de fețe poate să fie 4 în cazul tetraedrului regulat, corect, da? Poate să Da. fie 6 în cazul cubului, iar după aceea ele cresc. Deci 5 n-au cum să fie. Deci ce rezultă? Da. Că nu putem construi un poliedru regulat, adică șansa de a da cu zarul să fie probabilitatea aceeași pentru fiecare față. Deci răspunsul este că nu este 1 pe 5, deoarece ele nu sunt echiprobabile. Deci probabilitatea de a ieși fie 1, 2, 3, 4 sau 5 nu este aceeași pe fiecare față, deoarece, repet, Floriane, nu există poliedru regulat cu 5 fețe. Deci iată o întrebare subtilă și destul de interesantă. Eu am găsit-o într-un curs francez și am vrut neapărat să-l scot în evidență elevilor care sunt de peste clasa 6-a, ca să fie foarte atenți la întrebare și la nuanță. Îi mulțumesc în primul rând elevului Costache Florian pentru participare și pentru ajutorul acordat la lecție. Și dumneavoastră, dragi elevi, vă urez mult succes în învățare și să încercați să parcurgeți cât mai multe probleme cu mare atenție din culegerile care v-au fost recomandate de către colegii mei la clasă, pentru că sunt câteva dintre ele pe care le utilizați la clasă, culegeri foarte bine scrise de către colegii mei din țară. Cu acesta termin și vă spun succes în continuare și multă sănătate. La revedere!